Scenă incredibile la starea civilă din Vaslui. Două cupluri s-au luat la bătaie în văzul lumii în timp ce așteptau eliberarea unor documente. Victimă colaterală în scandal a căzut un polițist chemat să aplaneze conflictul. Scenele de pomină au avut loc după ce unul dintre bărbați a fentat coada de la biroul de eliberare actelor. Îmbrâncelile inițiale s-au transformat într-o bătaie în toată legea. În scurt timp, altercației s-au alăturat și consoartele celor doi combatanți. Disputa a fost extrem de aprinsă. Cei patru scandalagii au ajuns chiar să-și rupă hainele de pe ei. La fața locului au ajuns în scurt timp un polițist și un jandarm. În timp ce încerca să calmeze spiritele, unul dintre oamenii legii a fost pus și el la pământ de unul dintre bătăuși. Scandalul s-a terminat abia la secție. Bărbatul de 39 de ani din Vaslui a fost imobilizat și condus la sediul poliției municipiului Vaslui, unde a fost sancționat contravențional cu o amendă în cuantum de 400 de lei pentru abatere pe vârstă de legea 61 din 1991. Lucrurile nu se termină însă aici. Polițiștii au deschis scandalagilor un dosar penal pentru lovire și alte violențe.